Eugen s-a mutat cu întreaga familie în casă nouă cu un an de zile în urmă. Atunci când a semnat contractul cu agentul economic, i s-a spus că liniile sunt deconectate și nu funcționează. Când s-a pornit casa la construcție, statul nostru nu s-a gândit. Nu a fost anunțat. Noi ne-au anunțat că sunt deconectate, nu mai au valoare, adică nu se trece nimic prin ele, să spunem așa. Și când ați văzut că ele sunt conectate, ce? Nu avem încotro. Dar încercați să faceți ceva? S-au făcut, să mă înțelegeți așa, niște contracte care s-au semnat, pe urmă ne-am dat de seama pe cine am semnat. Îi este frică să nu se întâmple ceva cu familia sa, iar unica soluție pe care o vede este să-și cumpere o altă casă. Vă spun sincer, maxim un an și cred că îl gătesc de vânzare. Trebuie să ne temem pentru, nu numai pentru copil, și pentru mine, și începând de la copii, clar lucru, toate chestiile care le facem, schimbări în familie, tot procurând un apartament, o investiție, ce facem, tot ne gândim la viitor, să spunem așa. Nu ne gândim numai la fundul meu sau soției, spun. Dar manevrându-ne, manipulându-ne, sau cum mai spunem, s-au făcut, pot spun că 25% și greșeala noastră, că vă dați seama, da? N-avem încotro, de-am banii dați, asta e treaba. Un alt locatar spune că a fost anunțat despre existența liniilor de tensiune înaltă din preajma blocului înainte ca să-și cumpere apartamentul. Despre riscuri însă nu i-a vorbit nimeni. Despre riscuri nu au anunțat, știți cum la noi. Îți spun două cuvinte, îți bag liniile, noi de obicei nu mai citim chiar tot în, nu intrăm tot în esență ce scrie acolo, ne semnăm, adică acum ne dăm singur acordul că da, ne asumăm noi riscurile asupra noastră, adică nimeni din altă tensiune merg pe lângă casă. Andrei consideră că vina și responsabilitatea pentru aceste încălcări rămâne pe seama autorităților, care ar trebui să facă verificări înainte de a elibera autorizații de construcție. Ca să le ocolească, eu cred că este foarte costisitor pentru Republica Moldova ca să le schimb de aici. Însă este la bunul simț a autorităților noastre din Chișinău și din Dorlești, pentru că permit ca să construiască blocuri locative lângă linii în altă tensiune. În situația lui Eugen și Andrei se află sute de locatari care au semnat contracte fără să-și dea seama că zona în care urmează să locuiască este una extrem de periculoasă. Deși li s-a promis că aceste linii vor fi mutate, oamenii nu cred în asta. Au spus că este proiect, tipa să le săpi prin pământ, să le tragă, să le schimbe, nu știu ce să facă. Că este proiect, dar nu știu când în ce ana și știți cum la noi, proiect sunt și îl pune pe masă și... Dumneavoastră credeți că l-o să fie implementat vreodată? Nu cred.